Minuni și o știm cu toții. După 25 de zile de luptă cu moartea, un bebeluș născut acum o lună la Deva a fost salvat de doctorii din Cluj. Copilul avea două artere inversate, dar medicii de la Institutul Inimii din Cluj i-au dat o nouă șansă la viață. Carmen Coloș este la spitalul unde a fost operat. Bună seara, Carmen! Cum se simte bebelușul? Bună seara, cu micuțul pacient este în afara oricărui pericol, doarme liniștit și este foarte cu minte, spun doctorii. În urmă cu două săptămâni însă se zbătea între viață și moarte. Medicii de la Deva s-au alarmat încă din prima zi și asta pentru că nou-născutul era albastru. Prin sângele lui nu trecea oxigenul. Și-au dat seama că singura lui salvare este la Cluj, la Institutul Inimii. Și nu au greșit. Specialiștii de aici au reușit să îi pună la loc arterele inversate. Este sănătos și se va putea bucura de copilărie la fel ca toți ceilalți copii, ne asigură medicii. Anca? Carmen, îți mulțumim!